Rugăciunea lucrătoare a minții Rugăciunea lui Iisus, lucrătoare a minții, se numește a minții deoarece este spus în gând, iar lucrătoare pentru că până la momentul predării tale, totale în voia lui Dumnezeu, se săvârșește de către om intenționat și nu mișcată de la sine. Deprinzând precum s-a menționat mai sus rugăciunea vorbită, mintea începe, după spusele Sfinților Părinți, într-un mod mai stăruitor și mai fierbinte să asculte cuvintele rostite, și astfel începe treptat, cu o deosebită plăcere, să se afunde rugăciune. În sfârșit, îndrăgind această lucrare, mintea, eliberată de haosul cugetelor ce ies din inimă, începe singură să lucreze rugăciunea. Din acest moment, fiind născută nu pe buze, ci în adâncirile tainice ale minții, rugăciunea nu se mai pronunță, ci gândește cu mintea. Există categorii de oameni la care, încă înainte de practicarea rugăciunii sunt dezvoltate capacitățile minteale. Aceștia, trecând peste etapa rugăciunii vorbite, ar putea purce de la rugăciunea lucrată în minte. Cu o mare claritate se pot deosebi, acum cugetele vrășmașe. rugăciunea născută de minte în mod firesc, este specifică minții și toate cugetele care vin ca străine pot fi ușor depistate și tăiate. Pentru minte este mult mai bine ca să-și concentreze atenția asupra gândului rugăciunii, cel care s-a adâncit în adâncurile ei, acum puterea minții crește și pregătirea ei în a respinge atacurile mentale ale diavolului se întărește. Rugându-se atent prin gândul născut de ea însăși, mintea se face mai fină decât era altădată când doar asculta cuvintele rostite cu limba. Din acest moment, omul, prin la minții sale, începe să urmeze calea îngerilor. După fire, rugăciunea minții se hrănește cu Duhul și cu, duhul, cu tot Duhul se și lucrează. Acesta este hrana și permanenta lucrarea Sfinților Îngeri. Acum acest om imită pe îngeri, acum pe acest om îl putem îmbrăca fără nicio îndoială în chipul îngeresc, adică în mantie și tot fără de îndoială poți să-i fi de călugărie pentru a fi martor al voturilor ce le va da în fața lui Dumnezeu în momentul când îi se va atunde părul capului. Unul ca acesta imită pe îngeri, călugăria unui om care nu are rugăciunea minții este pusă la îndoială. Oare nu cumva monahismul din vremurile noastre a decăzut pentru că, Fenomenul lucrările untrice a devenit atât de rar, însă și stareții și starețile mănăstirilor, cu anumite excepții, deși sunt îmbrăcați în mantie, nu posedă această lucrare îngerească, ei purtând hainele spre o lor, și tot ei propun spre călugărie pe acei care nu corespund cu nimic chipului îngeresc, Așa s-au umplut lăcașele noastre de monahi care cândva au fost pasionați de cunoștințe din toate domeniile și care se deosebesc de societatea laică doar prin haină, dar nu și prin organizarea lăuntrică a omului, care ar trebui să fie lucrarea îngerească a neîncetate rugăciuni. Mai rău este faptul că mulți considerau lucrarea minții drept o greșeală și o cădere în înșelare, iar valoarea monachismului o judecau doar prin prisma fațadei de zi cu zi a vieții de mănăstire, Dumnezeu însă vrea inima noastră, dacă curățim lăuntrul nostru și exteriorul va fi curat, Dumnezeu vrea Duhul nostru, mintea și sufletul, iar nu trupul împodobit cu haină, O mult de experiență în lucrarea rugăciunii minții, prin aceasta mărturisește despre mila lui Dumnezeu descoperită lui și despre faptul că Domnul îi primește pucăința. Aceasta este înștiințarea de la Dumnezeu despre faptul că dacă ne vom ostăni asupra curăției inimii, atunci vom primi harul de pline iertări și toate patimile vor fi înfrânate și alungate. Rugăciunea minții care este mila lui Dumnezeu încălzește prin harul ei mintea omului care devine captivat, de lucrarea sa și-l cea dobândit rugăciunea minții să nu deznădăjduiască în privința mântuirii sale ci cu credință tare și cu o mare râvnă să înceapă următoarea luptă cu diavolul care își continuă atacurile cu ajutorul cugetelor. De acum înainte cugetele ce ies din inimă nu mai sunt atât de grosolane ca înainte, ci se arată sub alt, sub alt fel de forme mai subtile și mai fine. Formele mai subtile ale ispitelor pot fi recunoscute mai greu însă, cel ce a dobândit cu ajutorul harului rugăciunea minții primește și ajutorul acestuia al harului împotriva vlici, viclenilor diavoli. Acum mintea, care mai înainte nu observa ispitele mai fine care lucrau în inimă, începe să le descopere și să le taie cu sabia rugăciunii lucrătoare în minte. Și de fiecare dată când cugetul de la vrășmaș este observat și respins, aceasta îl face pe diavol să inventeze noi curse, dar mintea care este atentă cu stăruință numai la rugăciune și care le respinge pe toate celelalte, primește în dar o mai mare finețe în deosebirea atacurilor drăcești. Aceasta se referă și la atenție, dacă cu fiecare tăierea cugetului de la vrășmaș, atenția va continua să se mențină în rugăciune, atunci ea devine mai puternică. Acestea sunt regulile luptei. Mintea este ispitită de cugete tot mai subtile, dar dacă ea se va menține într-o atenție a rugăciunii și își va arăta în felul acesta disprețul față de diavol și dragostea față de Dumnezeu, cu fiecare biruință de acest fel își își sporește atenția și finețea. Mintea atentă e capabilă să lupte nu numai cu cugetele, ci și cu alte ispitale satane care ne sunt îngăduite de har. Diavolul nu de puține ori se apropie cu cugete care ni se par bune, pentru a-i fi mai ușor de a ne sustrage de la rugăciune, pe care o urăște mai mult decât orice. El ne dă puterea de a cugeta despre probleme teologice, ne descoperă unele taine, ne oferă închipuirea darurilor înalte, precum și felurite minciuni. Mintea care visează la daruri în loc să cerșească iertarea, mintea care se bagă în teologie uitând de nevrednicia sa, Mintea care este cupleșită de comunicarea cu duhurile, în loc să stea cu pocăință în fața lui Dumnezeu, mintea care primește descoperiri de la duhuri și care este înclinată spre ceva de acest fel, o astfel de minte a părăsit pe Dumnezeu și abătându-se de la el s-a făcut ajutorul satanei. Mare este înșelarea acestei minți, minți, dar ceea ce este și mai grav, este că ea nu primește sfaturi de la nimeni, rămânând în această stare de întuneric. Pentru om nimic nu este mai înălțător decât a vorbi prin rugăciunea minții cu Domnul, care este pretutindeni înfățișându-i te prin ea în gând și rugându-l să-ți ierte păcatele. Rugăciunea este mai ca virtuților, pentru că numai prin ea se dobândesc adevăratele virtuți și darurile harice. Fii cu mare atenție la rugăciunea pe care o lucrezi, iar toate cele ce sunt ainice și mărețe însuși, Domnul le va săvârși atunci când va fi necesar, și când inima ta se va curăți în totalitate de patim, și când voia lui Dumnezeu se va săvârși întru totul în tine. În rugăciune și prin rugăciune lucrează însuși Dumnezeu, iar tot ceea ce este în afara ei, cât de bun și mântuitor s-ar părea la prima vedere, nu poate să-l biruie pe diavol deoarece ce nu are în sine puterea adevărată. Rugăciunea minții asemenea cele vorbite, la început are nevoie de cantitate. Este necesar de, înmul... de înmulțit cantitatea pentru ca mintea să se întărească în a naște gândurile cele bune, pentru ca ea neschimba să se lase în voia lui Dumnezeu și ca acțiunea gândului să se transforme într-o deprindere mentală. Drept semn a deprinderii în rugăciunea minții este faptul că, trezindu-se din somn, mai întâi de toate omul simte mișcarea rugăciunii în minte și că în urma oricărei acțiuni care ar sustrage mintea, rugăciunea începe de la sine să răsune în gânduri, iar atenția însă și totdeauna înclină spre aceasta. Rugăciunea nu îl părăsește pe om, nici în timpul mâncării, nici când e ocupat de alte lucruri, Drept semn este și faptul că omul, ascultând ceva, continuă totodată să fie atent și la rugăciune și să nu asculte de cucete mintea lui tinzând doar spre rugăciune. În perioada în care ispitele de la diavol au caracter mai subtil și mai complicat, este foarte greu să nu te încurci în ele. În cazul în care ai un îndrumător iscusit, stareț, părinte, duhovnic, învățător, atunci nu vor apărea probleme, pentru că el îți va arăta cum să procedezi și astfel va preîntâmpina ispita. Dar dacă nu ai găsit persoane iscusite, să nu-ți fie frică, ci tu să petrești cu rugăciunea și la ea să fii atent, iar toate celelalte lucruri să le alungi. Oricărui lucrător al rugăciunii Dumnezeu îi îngăduie ispite pe măsura puterii minții acestuia, iar diavolul nu va fi în stare să facă nimic mai presus de cele încăduite. Dar lupta împotriva satanei trebuie să fie dusă cu sabia rugăciunii. Ispitele încercate vor fi de folos și vor sluji la înțelegerea vicleșugurilor drăcești și la întărirea minții omului. Mintea nu trebuie să-și mute atenția asupra vreunui fenomen suprafiresc, nici asupra luminii, chiar dacă ea ar fi emanată dintr-o icoană, și nici asupra vocilor, chiar dacă ar cânta îngeri deoarece ea trebuie să se îndrepte prin rugăciune la însuși stăpânul îngerilor, care în chip nevăzut este pretutindeni și ce poate fi mai presus de aceasta.